Bună dimineața, soare! De fapt, pentru voi e bună dimineața, pentru că eu mai dorm un pic. Eu mi fac somnul de frumusețe. Ok, se pare că m-am bucurat cam mult. Prima mea alarmă a sosit. Îl mângâi, bineînțeles, fiindcă deja mi-a intrat în reflex. Îl aud prin somn. De fapt, stai. El face scandal, fiindcă i-am ocupat locul. Dacă nu știați, vă zic eu. El doarme pe o pernă și eu pe o pernă. Acum pot să adorm la loc. Sau nu. Oh, fuck. Urăsc alarma asta. Îmi venea să arunc telefonul, însă nu am bani de unul nou, așa că mai dorm un pic și încă un pic și încă un pic. Mă rog, un pic mai mult. Ok, și mai mult. Frumoasa adormită eu sunt. Doar că pe frumoasa adormită nu o trezea o alarmă. Să oprească cineva, vă rog. Bine, o opresc eu. Îmi încep dimineața navigând pe internet. Dar stați liniștiți, foarte puțin. Cam vreo oră, două. Îmi verific toate conturile de socializare, mesajele, comentariile, vă dau inimioare. Ok, haideți totuși să mă ridic. Unde naiba mie un papuc? Da, bravo ai stil 2019 în vas lui eu sunt. Încă am vederea bună, l-am găsit pe nemernic. Să vedem cum e vremea, zic. Oh, shit. Prea multă lumină. Proastă idee. Las asta în seama lui Gus. Ar trebui să-mi fac patul pentru că așa face orice om normal. Sau mai bine nu. Oricum diseară tot acolo dorm. Haideți la baie să ne înviorăm nițel. Aoleu, asta sunt eu. Gad, urâțică mică mai sunt. Totuși, nu apă. Mai bine doar udăm puțin mâinile și dăm pe față. Cred că e de ajuns. Asta când s-a terminat. Mom, help! Haideți că am găsit o soluție. Norocul meu. Punem pastă. De fapt, da. Logica am turnat ca toanta și a căzut. Bravo, Valentina. Spălăm dințișorii. Acum vreau să-mi fac și eu nevoile ca tot omul, iar voi nu trebuie să vedeți asta. Bye! Un 3-in-1 clar e binevenit dimineața. La naiba, sunt o săracă, nici măcar un 3-in-1 nu mai am. Bine, atunci mâncare. Oh, nu. Valentina nu a făcut cumpărăturile zilele astea. Yay, am găsit un măr. Ar fi cazul să ascund fățuca asta de ochii lumii.
Doamne, câte produse! Leșin, e prea dimineață. La naiba cu fața asta comercială, mai bine nu. Părul e perfect în viziunea mea, iar eu sunt o frumoasă așa naturală. Vă pup, haterilor. Să ne luăm ceva pe noi, zic, să nu o mai ardem așa de ochiate, maică. Pantalon. Tricou. Șosete albe, logic. Ați dat și fila nebunilor. Nu zguci, că nu-mi permit, dar fiță, oricum. Totuși, părul ăsta să-l mai prind odată. Luăm geaca șucară cu glugă cu puf, la care nu am renunțat încă și plecăm în sfârșit. Yay! Da, era imposibil să nu uit eu ceva. Într-o zi o să-mi uit capul. Bună dimineața, drăguțeilor! Ce frumos este când îți sună alarma. Abia așteptam să mă trezesc și să încep o nouă zi. Am intrat un pic pe internet să mă pun la curent cu tot ce e nou, dar nu stau foarte mult. Împrim părul într-un coc lejer, pun ceva pe mine, mă încalț cu pufoșii ăștia cu urechi și haide să facem puțină lumină în cameră. Yay, soare! Mă întind un pic. Îmi place să-mi fac patul și curățenie în general. Acum merg la baie să-mi curăț fața și dinții. Gelul ăsta pentru curățarea feței pare o idee bună. Haideți să-l încercăm. Spălăm și dințișorii. Acum pare totul în regulă. Haideți la o cafea. Ce bine miroase! Ne luăm și porție de vitamine, cereale cu lapte, bineînțeles. Haideți să ne machiem un pic, pentru că v-am speriat cam mult cu fața asta. Punem fond de ten și blenduim bine, bine, bine. Apoi concealer. Facem și sprâncenele. Buzele. Genele. Părul meu e cam rebel după baie, așa că prefer să îl îndrept. Ador părul drept. Ce e asta? Dar asta. Ei, altceva? Merg să-mi aleg vestimentația. Of, nu știu cu ce să mă îmbrac. Gata, cam așa pe ziua de azi. Ne încălțăm. Luăm geaca
și plecăm!